Un român de 24 de ani, student la medicină, a fost condamnat în Germania pentru că a șantajat un renumit chirurg din Düsseldorf. A încercat să obțină astfel fabuloasa sumă de 1,5 milioane de euro. Tânărul s-a folosit de mai multe fotografii compromițătoare care îl înfățișau pe respectabilul doctor în timpul unor partide amoroase. În întreaga operațiune, băiatul a avut și un complice, o damă de companie, tot de la noi din țară. Ea nu a fost prinsă deocamdată. Medicul șantajat este specializat în chirurgia sânului. Are o avere considerabilă și o bună reputație în orașul Düsseldorf. Bărbatul, care a devenit martor în dosar, ar fi avut o relație cu o escortă din România, în vârstă de 29 de ani. Ea a profitat de un moment intim și a sustras din telefon o serie de fotografii indecente. Apoi, împreună cu Vlad, student la medicină, a încercat să le valorifice, potrivit Tribunalului Districtual din Düsseldorf. Acuzatul și complicea lui au contactat martorul pe WhatsApp în iunie 2021 și au pretins plata a 1,5 milioane de euro. În cazul refuzului plății, l-au amenințat cu publicarea fotografiilor. Se pare că au trimis 3 poze martorului. Acuzații și martorul au comunicat aproape zilnic. Ca să-l convingă pe chirurg că nu glumesc, cei doi ar fi trimis câteva dintre fotografiile sale la clinica unde lucra și i-au acoperit fața cu emoticoane, relatează presa germană. După o lună de amenințări și negocieri, s-au înțeles să primească 220.000 de euro. Tranzacția urma să aibă loc în piața Spichernplatz din Düsseldorf. Medicul șantajat anunțase însă poliția, care l-a prins pe studentul român cu banii asupra lui. Tânărul a stat 5 luni în arest preventiv și a fost judecat de tribunalul din Düsseldorf. În fața instanței a declarat că regretă fapta și a cerut public iertare doctorului pe care l-a șantajat. Avocatul român care l-a apărat a cerut indulgență pentru clientul său. Provine dintr-una din cele mai bune familii din România, vrea să devină medic și ca atare face mult bine. Femeia din comerțul sexual l-a convins să se implice. Nu vrea să o mai vadă niciodată. Judecătorul a ajuns și el la concluzia că femeia îl vrăjise pe tânărul medicinist și a hotărât suspendarea pedepsei de 18 luni de închisoare. Femeia a dispărut fără urmă și este căutată și în acest moment. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.